Îngăduiți-mi să vă spun că de la pictorii pe care i-am cunoscut de-a lungul vieții, unii foarte importanți, mă gândesc, spun nume pe care le știe aproape oricine, Horea Bernea, Sorin Dumitrescu, Paul Gherasim, Marin Gherasim și alții și alții, am dat, iată, numai nume de bărbați, dar și femei, mă gândesc la doamna Silvia Radu, în mod deosebit, așa, am învățat, ca și de la electricianul de ieri, am învățat mult mai multe lucruri decât știam eu ca preot. Vă spun cu toată sinceritatea, nu ca să-i flatez pe dânsii, ci să-mi fac o datorie de suflet din a spune acest lucru pe care eu îl știu în forul meu interior foarte bine. Acum, referitor la de ce sfinții sunt înfățișați, reprezentați în ipostază de oranți, pentru că sfântul sau figura iconică este cea care poartă deja trupul transfigurat, duhovnicesc, cum zice Apostolul Pavel. Când vorbește despre înviere, zice, este trup carnal, trupul obișnuit, dar este și trup duhovnicesc. Și de aici faptul că în iconografia serioasă, că acum sper onorate Părinte Alexandru, că știți cu durere faptul acesta că în foarte multe biserici, din păcate, zic mai încet ca să nu ne audă lumea și să se tulbure, multe pictate în ultimii 25 de ani în așa zisul stil neobizantin. Sfinții nu mai sunt în ipostază de orant, chiar dacă schema artistică este de orant cu mâinile întinse, dar ei sunt niște făpturi adeseori grotești, neîmplinite. Și atunci, revenind, în icoană avem trupurile transfigurate, de aceea pe un sfânt nu-l putem, pe Sfântul Ioan Maximovici. L-am văzut în icoane cu ochelari. Sfântul nu este pictat cu ochelari, chiar dacă el a avut ochelari. Sau dacă, să zicem, a avut în copilăria lui l-a mușcat câinele de ureche sau de față și a purtat toată viața lui o lipsă. În icoană nu-l fac cu aceea, pentru că în icoană avem trupul transfigurat. Ori știm bine că, potrivit învățăturii de credință, la înviere, toate trupurile, și ale celor buni, și ale celor răi, vor fi restaurate, vor fi aduse la plinătatea lor, în jurul vârstei de 30-35 de ani, măsura plinătății. Și în virtutea acestui fapt, icoana sau fresca ni-l va prezenta pe Sfântul transfigurat, adică, nu Sfântul, persoana transfigurată, acel prieten al lui Hristos, martir, călugăr, om de rând, ce-a fost el? El a ajuns la măsura plinătății și în icoană pe acela îl înfățișez. În aceasta constă diferența fundamentală între tabloul religios și icoana ca imagine liturgică.